Ovidiu Dumitrescu, într-un material al ProSportului, o dezvăluire despre ce s-a întâmplat în vestiar în momentul în care a venit Dumitrescu. Tătărușanu fusese înlocuit de Stanca pentru mai multe erori. Între timp însă Tătărușanu a fost un portar fără cusuri pentru Steaua. Este capitanul celor de la Grasshopper. Hai să începem bine această serie, să începem cu ei ratând. Smiljanić poate să dea în bară. Extraordinar, Tătărușanu! Bravo, Tătărușanu! Extraordinară parada lui portarului Stelei. A fost Smiljanić care s-a dus fără avânt. Este bine, unul bine, meseriașule! Dintre veteranii celor de la Grasshopper, este din părinți croați, are 34 de ani. E bine pentru el. Să vedem Bogdan Stanca, profesorul nostru, profesorul de șut din curtea poate Stelei. Poate încearcă totuși scăriță. Mai puține emoții, Steaua ne-a oferit destule în această seară. Aoleu, da, el e cu scăriță. Fără scăriță, Bogdan. Ar fi al șaptelea gol. Tare și precis, Bogdan. Excelent. Bogdan Stancu. Hai, Bogdan. Bogdan Stancu! Este Bogdan! 1-0 pentru Steaua la penaltiuri. Așa se rămâne. Această diferență să fie păstrată. Urmează Saladici, cel care i-a întristat pe steliști în această seară cu golul său, o execuție tehnică remarcabilă. Benito i-a reproșat arbitrului că l-a lăsat să se oprească, exact. Pe Bogdan Stancu. El este cel care ne-a dat golul, Smiljanić. Hai, Tătărușanu, mai uită-te odată în tribuna oficială. Saladić, îmi cer scuze. Uită-te acolo după Ducadam, te inspiri de la el și poți să o scoți, ca acum 24 de ani. Ce bine ar fi, ce bine ar fi, Saladici, Secșa, of. A fost pe minge Tătărușanu, să remarcăm acest lucru. Saladici a bătut bine în stilul lui Bogdan Stancu, greu de deparat o astfel de execuție. Și ce bine s-a dus, Tătărușanu pe ea. Mare portar. Să dăm noi gol. Avem avantaj dacă Surdu reușește să-și mențină calmul. A avut două șanse de gol în această seară, cea mai mare pentru Steaua în prelungiri, atunci când nimeni nu mai credea că Steaua își poate reveni, ca brazilienii sunt stăriști pe margine. Hai, Surdu, bucură-ne, Surdu! Se duce bine. Surdu! Ce noroc am avut! E timpul să avem noroc și am în ofensivă! Am avut destul în această seară, nu putea să ne părăsească tocmai acum. Romeo Surdu! În ofensivă și el a venit. Pe sub portarul de rezervă al celor de la Grasshopper, Ivan Benito. Să nu uităm că titularul Kölnich, care ne-a scos pe Real la București, s-a accidentat la fel ca și italianul Renela. Două absențe mari pentru Steaua în această seară, Bănel Nicoliță și Capetanos. Tătărușanu, momentul de concentrare în fața lui Abashi. Elvețianul se duce spre minge. Tătărușanu e bine plasat, însă este ușor fentat. Am avut senzația că trage în dreapta, ca și Tătărușanu. Angelov, nu ne trăda. Pele Alb, cum a fost alintat de bulgari, a apărut unul dintre fotbaliștii cu capul pe umeri. Am văzut la fotbal la bulgari în copilăria mea. Hai să nu ne păcălim acum cu cei cu care am intrat și NATO și noi împreună. Angelov, du-te, mă! Bine, Angelo! Steaua își conservă avantajul după ratarea capitanului celor de la Grasshopper, Smiljanić. Au marcat rând pe rând Bogdan Stancu, Surdu și Angelo. Ceva emoții la execuția lui Surdu. Acum Tătărușan alege colțul bine. Și fără să mai facă ceva în plus, este eroul Stelei pentru prestația. Eu cred că Hajrović va trage pe același colț în stânga lui Tătărușanu. Acolo unde până acum au tras toți ai lor. Hajrović cu elan scurt. Tătărușanu, inspirație pentru Tătărușanu. Asta nu se scoate, n-ai cum să o scoți. Hajrović este foarte iubit de galeria celor de la Grasshopper. Vă spuneam, fratele său joacă la Arsenal. Au sânge de fotbaliști. La vincul a dat. Constanță și echilibru. Steaua trebuie să tragă pe poartă și merge în grupele Europa League. Are un gol avans pe care trebuie să-l apere în acest moment. Tragă pe poartă tare,
Săracul n-a prea dat goluri în cariera lui. Hai la un gol ca profesionist. Hai băiatul. Costângu e mai de citit. Fii decisiv la Tovlevic, da domnule, da. În sfârșit, la Tovlevic înscrie într-un meci important omul care a surprins pe toată lumea cu evoluția sa în partida tur, omul care a ajuns practic o propunere viabilă pentru Steaua trece mai departe dacă elvețienii ratează. Nici nu mai pot să se bucure, Big Fall este foarte tensionat. E un moment mare ăsta, e un moment important, e un moment decisiv. Adili are 17 ani, are timp destul, Steaua se califică! Tătărușanu, eroul din tur, eroul acestei seri. Marele Tătărușanu duce Steaua în grupe, mâine, la Monte Carlo, grupele Europa League.